Găsit. Sunt toate mâncărurile curate? În Marcu 7, 18 la 19, citim. El le-a zis: Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hasna. A zis astfel. Făcând toate bucatele curate. În Vechiul Testament, citim rânduielile lui Dumnezeu pentru hrana curată, care este demonstrată de medicina zilelor noastre ca fiind mai sănătoasă pentru om în comparație cu hrana necurată. Oare, prin versetul comentat, Isus anulează distinția dintre hrana curată și necurată? Ce spune Biblia? În Marcu 7, farisei și cărturarii au observat că apostolii mănâncă pâine cu mâinile nespălate, așa cum citim în versiunea greacă și în unele traduceri. În versetul 5 ei întreabă, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Astfel, farisei și cărturarii se adresează lui Isus reproșându-i că încalcă tradiția. Isus nu răspunde direct întrebărilor, ci aprofundează discuția, mergând spre esența răului care întinează caracterul omului. Pentru început, Isus arată ipocrizia fariseilor, citând din Isaia 29 cu 13, și aplică acest verset la unul dintre obiceiurile lor. Iisus îi condamnă pe farisei și cărturari că au înlăturat o prevedere din legea lui Dumnezeu în favoarea unei practici de a lor numită corban. Pe scurt, dacă cineva care ar fi trebuit să-și îngrijească părinții nu dorea să cheltuie din averea lui pentru aceștia, spunea că avuția lui a fost închinată Domnului și deci nu poate lua din ce este a Domnului pentru a da părinților lui. Astfel, Porunca a cincea rămânea fără conținut. Spunând acest lucru în context, Isus ne arată că el întărește ceea ce Vechiul Testament spune și confirmă ceea ce Dumnezeu a dat oamenilor în vechime. În această direcție orientează Mântuitorul răspunsul. Discuția despre necurăție continuă în auzul Norodului, versetele 14 la 16, și apoi este dezvoltată în aceeași linie de gândire, în particular doar cu ucenicii, versetele 18 la 23. În prima parte a acestui pasaj mai lung Isus concentrează discuția pe legea lui Dumnezeu, în a doua parte se ocupă de problema necurăției, iar în a treia parte, în fața ucenicilor, Isus combină cele două subiecte. După cum se vede clar din context, subiectul discutat nu este hrana curată și cea necurată, ci întrebarea la care Isus răspunde este dacă a mânca cu mâinile nespălate este îngăduit sau nu. Deci, Isus nu vorbește despre ce mâncare să fie consumată, ci răspunde la întrebarea cum să fie mâncată hrana, adică cu mâinile spălate sau nespălate. Cu alte cuvinte, Isus nu clarifică vreun pasaj din Vechiul Testament, ci răspunde unei tradiții fariseice care cerea spălarea mâinilor și a multor altor lucruri amintite în versetul 4, însă nu din motive de igienă pentru prevenirea bolilor ci pentru a fi puri din punct de vedere ceremonial. Această concluzie este foarte clar exprimată în Evanghelia după Matei. În Matei 15 cu 2, farisei întreabă, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Iar în răspunsul său, Iisus concluzionează, iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om, Matei 15 cu 20. Deci, cu alte cuvinte, comentariul lui Marcu a zis astfel, făcând toate bucatele curate, nu se referă la procesul digestiv care purifică hrana oricare ar fi ea, ci la faptul că Isus declară hrana ca fiind curată chiar dacă este mâncată cu mâinile nespălate în sens ritualic. În armonie cu discuția despre Corban din acest pasaj, Isus spune că nu este valabil ceea ce omul, prin tradiția sa, declară curat sau necurat, ci ceea ce rămâne scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Interesant este faptul că apostolii, și vreo 200 de ani după ei regulile biblice despre hrana curată din Leviticul 11 au fost respectate în istoria creștinismului, demonstrând faptul că cei ce au auzit cuvintele lui Isus și urmașii lor nu le-au aplicat la hrană în general, ci la obiceiul fariseilor de a-și spăla mâinile în sens ritualic. Problema mâncării e una secundară aici. Răspunsul lui Isus vizează latura spirituală, inima omului care acumulează răutatea, care din când în când se vede în acțiunile omului. Mântuitorul identifică aici 12 lucruri care îl spurcă pe om. Gândurile rele, preacurvile, curvile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate sunt încălcări ale poruncilor divine valabile în Vechiul și Noul Testament. În concluzie, în acest pasaj, Isus nu șterge distinția biblică dintre hrana curată, mai sănătoasă, și cea necurată, mai nesănătoasă pentru corpurile noastre, ci atrage atenția spre domeniul mai profund, spiritual, al răutății inimii umane care se manifestă și în respingerea poruncii divine în favoarea tradiției sau gustului personal. Orice sfat sau interdicție divină este spre binele omului. Cât de ușor și benefic este pentru noi să împlinim ceea ce Dumnezeu ne învață și cât de absurd este să încercăm să demonstrăm cu versete biblice că sfatul lui Dumnezeu nu mai este valabil sau nu ne face bine.